Artă și spiritualitate est-europeană de la Iconoclastie la Kandinsky. Pornind de la apartenența comună a artei și a spiritualității unei epoci sau ale unui spațiu geografic, la conceptul de cultură, de cultura mentis sau cultura animi, cum era ea denumită de autorii antici, voi adăuga de îndată că propunerea din titlu privitoare la Estul European are în vedere particularități politice și uh, spirituale uh, care, odată cu sfârșitul a ceea ce s-a numit Imperium Romanorum, la finele secolului al III-lea și în secolul al IV-lea, au conturat o pars orientis, partea orientală a Imperiului. Era spațiul cel vast al creștinismului, al creștinismului emergent, al inovații constituționale care era tetrahia, al papismului, al apofatismului teoretizat de grecofonii părinți ai bisericii. O privire sumară asupra istoriei acestui spațiu ne lasă să știm cel puțin trei momente în care Arta monumentală, mai ales arhitectura și pictura, a reflectat particularități majore ale gândirii teologice și ale filozofiei religioase din Bizanț, din area bizantino-balcanică și din lumea rusească, de-a lungul a mai bine de un mileniu. Este vorba de momentul iconoclast al secolilor 8 9 de cel isihast al veacurilor 14-15 și de cel al redescoperirii evului mediu în jurul lui 1900. Cum vedeți, lucruri, etape foarte divergente. Știm bine că pentru a vorbi de prima etapă, știm bine că iconoclastia, adică respingerea icoanelor cuvânt că divinitatea nu poate fi reprezentată, veche idee platonică reactivată în creștinismul timpuriu, a fost înainte de toate o doctrină aflată în tradiția orientală a monofizitismului și a fost persecutoarea clerului monahal, iconodul, apărător al cultului icoanei. Istoricul de altă belgean, Charles Delvois, vorbea chiar despre lupta împotriva icoanelor, iconomahia, ca o luptă împotriva călugărimii, ca o monahomahie. Această lume monahală o va sprijini pe împărăteasa Irina să restabilească icoanele în 787. Va fi aceeași lume, principala propagatoare a învățăturii lui Ioan Damaschinul, potrivit căreia icoana este materializarea dogmei celor două naturi, divină și umană, ale Mântuitorului și cea care a făcut să eșueze definitiv al doilea val iconoclas din 815, încheiat cu o altă vasilisă, Teodora, și cu Duminica Ortodoxiei din 843. Într-un climat artistic nou, lipsit de imagini sacre, Crucea va fi simbolul eclezial fundamental. În 726, când împăratul Leon al III-lea, începătorul persecuției iconoclaste, va porunci înlocuirea imaginii lui Hristos de la poarta de bronz, halche, a Palatului Imperial din Constantinopol, o mare cruce îi va lua locul. Curând după acest moment al lui Leon al iii urmașul său, împăratul Constantin al V-lea Copronimul, va ridica Biserica Sfânta Irina din Constantinopol, replică a Sfintei Sofii Justinianei din vecinătate, care păstrează în absidă, după 740, o cruce monumentală, iar la Sfânta Sofia, în mozaicurile de la Sfânta Sofia, există din vremea lui Justin al II-lea busturi de sfinți în medalioane, care acum au fost înlocuite cu cruci. Crucea va fi ornamentul parietal curent în Bizanțul secolelor 9, 10 și 11 la Sfânta Sofia, din Salonic, la Nicea, în lăcașurile rupestre din Capadocia, Biserica Sfântul Vasile din Elevra sau Eschibaca, Cachilisesi, dar și la Murfatlar, în Paris, în Bizantin, în Dobrogea noastră, sau la Cernigov, în ctitoria cneazului Mistislav Vladimirovici, Spas peste tot, incizate sau în varianta de Malta, crucile rămân o moștenire limpede a iconoclastiei. În paralel, în paralel, epoca post-iconoclastă, aceea a dinastiilor macedoneană și comnenă, va fi deloc întâmplător și vremea arhitecturilor cruciforme. Crucea pe care am văzut-o ca ornament parietal, devine aici element de arhitectură. Sunt monumentele așa numite stavrocentrice, în formă de cruce, care apar simultan într a doua jumătate a secolului al IX-lea, imediat după stingerea celui de-al doilea val Iconoclast. Înlocuind planul bazilical paleocreștin și al primei perioade bizantine. Este vorba de planul în cruce greacă înscrisă, plin de pitoresc, prin fărămițarea spațiului din Naos și care a adaptat cupola, cupola care este o metaforă a bolții cerești, la o structură de bazilică, începând cu vremea lui Vasile I, întemeitorul dinastiei macedonene și cu biseica Nea din Constantinopol, apoi cu biseica Sfinții Apostoli, tot din Constantinopol, din capitala imperială așadar, mai apoi cu Marea Lavră de la Muntele Atos și cu Biserica Sfânta Sofia din Kiev. Același plan, sugerând crucea, va fi Trilobul. Trilobul care, înainte de 900, își va face apariția în spațiul macedonean al misionarilor Călugăr, Clement și Naum, la Ochida, unde bisericile Sfântul Pantelimon și Sfinția Hanghel vor inaugura pentru întregul sud-est european, am arătat-o de mai multe ori în studiile mele, cariera acestui plan adaptat în lumea monahală post din Macedonia până în Moldova. O altă vârstă a spiritualității este europene a fost cea a isihasmului palamit din secolele 14 și 15, unde reculegerea mistică, tăcerea, Revelația luminii taborice și tradiția pseudo-dionisiană au marcat istoria Bizanțului paleolog și a ținuturilor înrăurite de Bizanț, între care și țările române. Sub iconografic al schimbării la față, metamorfosis, uh, uh, mister ristic consemnat pe înălțimile taburului, așa cum bine se știe, va sta un anume mozaic din Biserica Sfinții Apostol din Salonic, acest monument care este o verigă intermediară între Constantinopol și Curtea de Argeș, în veacul al XIV-lea, unde un Hristos nimbat cu aureolă triplă, o, o, o în cerc, o rolă în patrat și o rolă în romb, sugera ce anume, sugera lumina una și întreită, ca și treimea din care procede. La fel, suntem în fața unei frește monumentale de data aceasta din bolnița Bistriței oltene, imediat după 1500, dominând portretul scritorului călugărit, Marele Vlastelin, Barbu Pahomie Craiovescu, și care monument are ramul schimbării la față și care reprezintă în această frescă schimbarea la față. Din aceeași Oltenie medievală, și tot în legătură cu motivul luminii necreate, a luminii taburice, a luminii izihaste, se află la finele secolului al XIV-lea o piesă de broderie liturgică, care va fi aparținut fie a acelui călugăr sud-dunarean Nicodim, care a întemeiat viața monashală la Vodița, fie poate metropolitului de neam grecesc Antim Critopulos. Este vorba, la Tismana, de un epitaf, un epitaf decorat cu busturi de sfinți, de apostoli, de profeți, de arhangeli, cu medalioane și, atenție, cu inscripții, cu inscripții monogramatice, cuprinzând cuvintele grecești, fos, lumină, și fos, zoi, lumină, viață. Limpe de trimitere la expresia isihastă, lumina lui Hristos se arată tuturor. Ne aflăm înaintea unei particularități iconografice concepute probabil într-un atelier balcanic și prizate în mediul călugăresc oltean în jur de 1400, unde prezențele isihaste au fost nu odată semnalate. Cum vedem, în sfârșit de secol XIV, în Oltenia, acest epitrahil de la Tismana, început de secol XVI, în Oltenia, pictura de la Bolnița Bistriței. Al treilea orizont spiritual este european, care ne reține atenția, este cel al modernității rusești, în care, paradoxal, Evul Mediu a jucat rolul unui catalizator de noutate culturală. Naționalismele și internaționalismele unui vast spațiu imperial atins grav de criza Revoluției din 1905 și de înfrângerea din războiul ruso-japonez au creat un recurs plin de interes doctrinar la medievalitatea locală. Filozofia religioasă rusă pendulând acum între două cărți fundamentale. Rusia și Biserica Universală a lui Vladimir Solovio din 1889, militând pentru o unire spirituală a Orientului European cu Occidentul și un nou evmediu a lui Nicolae Berdiaev din 1924, o analiză destinelor Rusiei unde medievalitatea rămâne un însemnat reper. Într-un climat în care antropologia creștină de tip sofiologic, ilustrată de un Sergei Bulgakov sau de un Pavel Florenski, sau studiile de bizantinologie ale școlii reprezentate de Vasilievski, Kondakov și Uspenski, dădeau culoare civilizației pre-revoluționare, sunt civilizației rusești pre-revoluționare, artiștii moderni, ilustrând o avantgardă foarte creatoare, recurg la modelul medieval ca sursă de modernitate. Lider ideologic este aici Vasili Kandinsky, autentică Punte artistică între Rusia și Apus, care în 1910, într-un text scris pentru a patra expoziție internațională de la Odessa, intitulat Conținut și Formă, Sadjerjanie e Forma, vorbea despre epoca Noii Spiritualități, aceea cu adânci rădăcini în medievalitatea rusească. Redescoperirea icoanei, devenită un simbol al spiritualității rusești, vizita lui Matis în 1911 în colecții private de icoane sau prezența lor în expoziția din 1913 cu prilejul tricentenarului romanovilor, au sporit această calitate, se făcea într-o lume unde Modernitatea se întemeia pe tradiția medievală. Am în vedere grupul de la Abramțevo, Mișcarea Miriscus, opera lui Victor Vaznețov, moștenirea lui Tolstoi, poemele lui Andrei Belei. În acest climat, Kandinsky va picta în 1911 icoanele cu Sfântul Gheorghe sau cu îngerul judecății de apoi, Petrov Vodkin, celebrul său scăldat al calului roșu din 1912, cu amintiri de icoană pe care le vom găsi mai târziu în cutare film al lui Tarkovski, alți artiști ai avangardei, Tatlin, Malevici, Goncharova, activând în acei ani, exact în acei ani, pe aceeași linie de modernitate medievalizantă, capitol prea puțin știut la noi al istoriei culturii este europene. O istorie în care câteva momente distincte au particularizat peisajul unei civilizații al cărei miez dătător de identitate rămâne Ortodoxia medievală și Ortodoxia modernă. Vă mulțumesc pentru atenție!